reușit să trecem peste atât de multe lucruri care ne răvășesc acum, dacă ne uităm la acest film. Au adunat tot felul de situații și oameni care au fost deschiși să-mi spună povestea vieții lor. Prima întrebare pe care am pus-o legată de 86 a fost părinților mei, care mi-au descris cam ce s-a întâmplat și cum au simțit ei partea asta de explozie de la Cernobâl. De exemplu, tata era în armată la București și a fost trimis cu mască pe față să bage oamenii în casă. Mama era la Suceava și a văzut că ninge cu cenușe din cer. Mătușa mea îl avea pe Ionuț, verișorul meu mic atunci, și s-au înnegrit dinții de lapte. Și toate micile povești pe care le întâlneam pe traseul ăsta al meu de cercetare m-au adus la această poveste a femeii care a fost cumva constrânsă de situație și de frica asta față de mama soacră să renunțe la copil. Din păcate, toate femeile pe care le-am întâlnit eu pe traseul ăsta din 2018 până la scrierea scenariului au ales să nu dea viață. Interesant filmul. Retrăiești niște momente vrând nevrând. Auzeam tot felul de lucruri că se întâmplau la vremea. Am cunoscut cazuri particulare de doamne care n-au reușit să treacă peste avorturile care le-au făcut și au murit. Eu însumi stau într-o casă parohială în care într-un de camere se făceau avorturi, că pe vremea ce erau aici în Piața Sfatului se trăia, deci în locuința parohială erau mai multe familii care trăiau în familia acolo și una dintre familii era un ginecolog care făcea acolo avorturi într-o cameră. E cutremurător ce se întâmplă, adică ce s-a întâmplat. Vedeți rezistența unei femei, a unei doamne, care, a unei mame, care și-a dorit mai mult să vadă și copilul ăsta. Da, eu sunt unul dintre copiii care m-am născut greu. Puteam să-l mânați, puteam mama să renunțe la povestea asta. De asemenea că trăiești cu spectrul ăsta al lucrurilor care s-au întâmplat și nu neapărat zis forme de viață. Ce spune filmul ăsta vorbește foarte mult despre viață. Mi-aduc aminte că le întrebam pe tata, noi suntem patru fete și zic, tată, dar nu avem și noi un frate, un frățior. Și tata îmi spunea, ai doi frați, dar și zic și unde sunt? Și el zice, sunt scafandri. Și eu, în mintea mea de copil, mă gândeam, zic, băi, când ori veni ăștia de la scufundări? Și tot întrebam pe tata, dar când vin, aveam așa o preocupare. Și a rămas o întrebare fără răspuns, am uitat, anii au trecut, și anul ăsta l-am convins pe tata să facă o mărturie, eu știam că în familia noastră este un avort. Și am convins să fac o mărturie, Raluca Mihalache, bălăga mea, este aici și s-a dus, zic, eu nu vin, vă las să filmați, nu mă bag. Și îmi zice Raluca, băi, zice, tu trebuia să ai doi frași gemeni pe care mama ta i-a avortat. Și abia anul ăsta s-a închis bucla unde sunt frații mei. Știți? Lucrurile astea nu se uită. Și cred că i-a fost greu și mamei mele. Și se spune că lucrurile astea trec din generație în generație. Nici eu n-am fost scutită. Din păcate, la 19 ani am făcut ce a făcut maică mea. Da. Copilul meu ar fi putut să aibă 22 de ani. Există foarte multă vinovăție în toate poveștile pe care le-au scris bunicile noastre, mamele noastre, familiile din care provenim. De obicei, când ești pusă în fața unei alegeri de acest gen,
Femeia nu respinge copilul care vine. Asta vreau să știți. Ea respinge situația în care se află. Pe care nu poate să o ducă. Din foarte multe motive. Și eu sunt un copil care trebuia să se facă marinar în scafandru. Dar, nu știu, n-a fost să fie.